Salut, bine v-am regăsit. În acest filmuleț vă voi arăta comoda zambilicii. Voi vorbi puțin mai încet pentru că zambilica doarme. Bineînțeles, nu la ea în pătuță așa cum ar fi normal, ci la mine în pat pentru că am avut un moment de tandrețe și a dormit. Iar mie mi-a fost mână să o mai deranjez mult la ea în pătuță, așa că a rămas la mine în pat. Bun, haideți să vedem ce o să iasă pentru că mi este destul de aiurea să țin și camera să și vorbesc și eu. Așa, haideți să vedem ce iese, da? Bun. Aici avem pătuțul, care este gol, după cum v-am zis, pentru că zambilica doarme la mine în pat. O jucărie, babyfonul. Acolo este plopumioara, dar am pus-o pentru că îi mai ține la perete așa cald și oricum n-avem nevoie pentru că este foarte, foarte cald. Niște jucării, pernuța pe care deocamdată nu o folosim, că nu are nevoie de pernuță. Și o jucărie pe care am primit-o de la nașii noștri de cununie și este foarte interesantă pentru că pornește de fiecare dată când plânge zambilica. Este o jucărie performantă pentru că eu n-am avut așa ceva când eram mică. Bun. Aici o schimbăm pe zambilica. Aici de sub e chestia asta așa de schimbat bebeluși. Însă am pus un prosopel deasupra ca să nu fie rece când o pun să o schimb. Aici avem șervețelele umede pe care le folosim, o crema de funduleț, dezinfectant pentru mâini, pentru că mă mai dezinfectez din când în când să nu pun mâna pe aia după ce am pus mâna pe telefon, pe laptop și pe alte cele. Și o lampă, pentru că seara nu vreau să aprind lumina și folosesc lampa. Și înainte de chestia asta, aș vrea să mai arăt o ceva care mie mi se pare așa foarte ingenioasă. Aici este un coș de gunoi, special pentru Pampers, care mie salvează mult timp. Deci, practic, pun Pampers-ul, închid, învârt de asta și s-a sigilat Pampers-ul, nu mai miroase și astfel. Nu trebuie să cobor până la bucătărie să arunc fiecare Pampers și nici să stau să miroase la nas. Bun. Asta este comoda de la distanță și acum să vă arăt de aproape ce conține. Avem așa, în partea din spate, aici avem pantalonași, o grămadă de pantalonași. Aici în față avem bluzițele, body-urile în partea asta și aici câteva tricouri. Stă cam prost la capitolul tricouri, dar oricum nu avem nevoie de tricouri deocamdată. Și aici scutece, multe, multe scutece, că mi-aduc aminte de Loredana când văd așa multe scutece. Că ea zicea că avem nevoie de foarte multe scutece. Aici sunt niște scutece mărimea 3, numărul 3, dar deocamdată nu le folosim. Bine, mi-au zis că nu e mare diferența între 2 și 3 și că pot să sar de la 1 direct la 3, dar e totuși mi se par cam mare, așa că am ales să mai iau câteva numărul 2. Și ce vreau eu să fac și așa, să-i păstrez câte un scutec din fiecare mărime pe care o folosește, ca să le arăt când o să fie mai mare. Și practic avem așa, 0, 1 și 2. Deci nu este deocamdată foarte, foarte mare diferența, dar totuși am crescut ceva. Așa, ce mai avem aici? Aici am niște măști. În caz că o să răcim eu sau soțul meu să ni le punem la gură ca să nu îi transmitem și ei răceala. Aici mai avem niște șervețele umede. Aici de desubt am niște șervețele umede cu care îi mai șterg pătuțul și comoda și pe aici frunzuța pe care o schimb ca să se mai dezinfecteze din când în când. Și aici niște șervețele care sunt bune pentru șters jucării, suzetă și alte chestii. Adică nu e nicio problemă dacă ștergem un obiect cu șervețele astea și după aceea bag obiectul în gură, pentru că sunt special create pentru așa ceva. Bun. Bun, bun. Așa. Jos, ce avem? Aici avem niște babețele sau babețici sau nu știu cum se spune la plural. O babețică, două, mai multe. Așa. Deocamdată nu prea le folosim, însă cu siguranță vor avea succes când vom începe diversificarea, că vom avea mâncărică nu doar pe babețică, ci peste tot. Aici sunt niște prosopele așa mititele pe care le folosesc când îi fac băiță sau când îi mai fac dușuleți. Așa, niște șosețele, tot așa ne aici niște scutece pe care le folosim la băiță, îi le pun pe cădiță ca să nu alunece.
Asta este o cutie de parfum, cu siguranță ați recunoscut, dar înăuntru am tot felul de tifoane, comprese, tot felul de chestii, seringi și așa mai multe măruntai pe care le-am băgat acolo și vreau să le-am așa aproape în caz de nevoie. Cu seringile, de exemplu, îi mai dau medicamente, aici am vitamina D, de exemplu, pe care o dizolv în lapte și o dau cu seringa. Sau îi mai dau, astea sunt pentru burtică, niște picături pe care le dau tot așa cu seringa. Asta este Espumisan, mi l-a dus soacră mea din România. Și asta este varianta nemțească la Espumisan, Sub Simplex, se numește, bețișoarele de urechi, pe care probabil le-ați văzut deja. Cremă de funduleț, pe asta am folosit-o, ne-au dat-o de la spital când a avut fundulețul foarte, foarte iritat și este foarte bună, în două zile deja era vindecat aproape în totalitate fundulețul. Așa, aici în spate avem un lapte de corp pe care îl folosim după ce face băiță. Nu prea îi place așa că e puțin mai rece, dar așa îi place când o masez și miroase foarte frumos. Aici e o chestie pentru baie, eu pun în apa în care o spăl și practic o pun, face spumă și o spăl așa cu apa aia, nu o pun direct pe piele. Aici avem niște ulei de bebeluș, cu ăsta îi fac masaj la burtică, în special când o doare burtica sau când înghite prea mult aer. Aici este un șampon de bebeluș și aici tot așa o cremă de duș. Și așa, ce mai avem mai departe? Aici este o pompiță pentru nas, pentru mucișori. Deocamdată n-am folosit-o, nu am avut nevoie că nu a fost răcită, dar e bine să o avem la îndemână. Niște picături pentru ochi, pentru că a avut așa o perioadă în care a tras-o curentul și îi se lipeau ochișorii și asta este bună pentru ochișori. Tot așa o cremă de funduleț. Niște clorură de sodiu foarte, foarte diluată cu care tot așa o ștergeam la ochișori în perioada când avea problema aceea și na, e bună pentru orice. Un termometru și cam atât. Cam asta conține comoda noastră. Astea sunt lucrușoarele pe care le avem la îndemână. Cam atât. Sper că vi s-a părut interesant și util acest filmuleț și să ne vedem sănătoși, sănătoase în următorul filmuleț. V-am pupat, pa, pa!